Urmează 7 zile în care iubirea este cuvântul cel mai important pentru zodiile de foc, însă nu sunt singurele care încep să simtă fiorii iubirii. Zodiile de foc, berbecul, leul, săgetătorul au o perioadă destul de încărcată sufletește. Cineva apare în viețile lor, acea persoană potrivită care îi va face să vadă totul cu alți ochi, cu altă deschidere. De aici și până la fluturi în stomac, simțiți în preajma acelei persoane, vor fi doar câteva secunde. Berbecii sunt gata de o nouă iubire și vor să uite de dezamăgirile trecutului. Același lucru e valabil și pentru lei, mai ales pentru cei ieșiți de curând dintr-o relație. Săgetătorii, în schimb, vor mai multă comunicare cu omul de lângă ei. Zodiile de apă, rac, scorpion și pești sunt urmăriți de karma de agresivitate a unor persoane cu care trebuie să intre aproape zilnic în contact. Racii sunt cei mai sensibili și pot claca în orice moment. Scorpionii pun piciorul în prag și își exprimă gândurile fără menajamente. Au de oferit multe opinii, iar de unele se va ține cont. Peștii recunosc anumite greșeli făcute în trecut, însă se lovesc din nou de ele, doar că la alții. Vărsătorii vor să fie independenți din punct de vedere profesional. Zodiile de aer, gemeni, vărsător, balanță, au o săptămână destul de delicată la capitolul comunicare. Nu se mai regăsesc în ceea ce fac și nici nu mai vor să facă eforturi pentru alții. Cu unele dintre ideile pe care le exprimă, s-ar putea să facă furori, pot provoca mici dispute în cercul lor de prieteni. Zodiile de pământ, taur, fecioară și capricorn ajung la concluzia că tot ce fac în grabă nu le iese, așa că de data asta își vor întocmi anumite planuri de care să țină cont cu rigurozitate. Fecioarele pot fi cele mai consecvente în a-și ierarhiza activitățile zi de zi, relatează fanatic.ro.